Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Iași, efectuează 13 percheziții domiciliare într-un dosar penal întocmit pentru trafic de droguri și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive. Urmează a fi conduse la sediul Poliției pentru cercetări 22 de persoane.